Trecem în continuare alături de Mădălina Lambrinoc, care a primit o vizită de undeva din Istanbul. Ce i s-a adus din Istanbul? Păi un răspuns, două, trei. Doamnelor, domnilor, mai sinceră și mai deschisă ca niciodată, răspunde chiar acum provocării mele, Cristina Mihaela. Pam, pam. Domnișoara Cristina. Păi eu fac gafe zilnic. Cea mai mare gafă pe care am făcut-o a fost să vorbesc despre un om când el se afla lângă mine. Vă spun sincer că mi-a fost pusă în pericol credibilitatea. Tu nu știai cum arată persoana? Ba, da, știam și am ținut cu tot din adinsul să fac o remarcă nu tocmai potrivită la adresa persoanei respective. Am zis că ceva este în neregulă, respectiv unghiile. M-am uitat eu și am... Ce zis? Uită pe asta ce unghii neîngrijite are, dar mă rog, sub o altă formă. Și persoana era lângă mine, înțelegi? Adică... Și te-a auzit? Da, m-a auzit, mi-a atras atenția, asta a fost cel mai neplăcut. Ce ți-a zis? Că e nepotrivit să fac astfel de afirmații, dar am fost asumat, am recunoscut, n-am, eu recunosc, dacă mă prinde cineva, că mai, din când în când mai spun și eu câte, și dacă mă prinde cineva... Și ce ai răspuns? Am spus, iartă-mă, te rog frumos, și după aia am căzut la pace, i-am dat numărul. Faptul că nu am mai primit flori. De ce crezi că s-a întâmplat asta? Poate pentru că nu m-am bucurat suficient în momentul în care le-am primit sau nu m-au impresionat, dar uite că o femeie simte nevoia să fie surprinsă tot timpul și dacă bărbatul de lângă ea uită să facă acest lucru, femeia se retrage de cele mai multe ori. Eu stau la Măgurele. Mă rog, părinții mei locuiesc la Măgurele și aveam o prietenă și am furat-o de acasă. Ea avea iubit și... am furat omul de acasă! Am pus-o pe bancheta din spate, am zis culcat. Am condus, ne-am întâlnit și cu iubitul pe București-Măgurele. Eu încoțopenită toată spre mare, direct, autostrada Soarelui, fata... culcată. Ne-am distrat maxim. Când ne-am întors la Măgurele, iubitul i-a pus o condiție. Este actualul soț. Să nu mai vorbească cu mine niciodată. Și mai vorbește? Da, îmi scrie pe Instagram. Oare soțul știe? Nu. Un frumos gest a fost făcut de persoana care mi-a fost aproape în ultimii ani și care mi-a arătat lumea. Da. Omul lângă care eu am decis să-mi petrec o parte din viață, asta a făcut. Mi-a arătat lumea, în adevăratul sens al cuvântului. M-a luat de mână și mi-a arătat tot ce înseamnă lume. Multe orașe, multe țări, multe civilizații. Cumva m-a educat, m-a ajutat să devin persoana care sunt astăzi. Fidelă. Sunt fidelă și dedicată. Sunt... Afectuoasă ești? Da. Geloasă ești? Da. Superb! Doamne! Ea n-a fost de acord nici o secundă, nu este de acord nici acum. A acceptat în timp pentru că n-a avut altă opțiune. Asta e, a trebuit să se obișnuiască în timp cu faptul că eu mi-am dorit extraordinar de tare și nu doar că mi-am dorit, m-am chinuit, am muncit, mi-am dedicat timp, mi-am dedicat viață pentru asta și în continuare am aceeași flacără în mine la modul că îmi doresc să muncesc extraordinar de tare și să demonstrez că pot, dar pe de altă parte trebuie să-ți mărturisesc sincer că e greu uneori să nu ai susținere din partea mamei, că taică-mea mă susține din toate punctele de vedere. E dureros pentru că simt uneori că nu este mândră de mine, deși eu știu că e cea mai mândră mamă din lume și mă iubește enorm. Poți să-mi dai exemplu de un moment în care ai fi avut nevoie de susținerea ei și n-ai avut-o? Să notez reacția ei atunci când am anunțat-o că să fiu prezentator la Puterea Dragostei. Ce ți-a zis? Ok. Atât? Da. A,
am convins-o să meargă să-și pună botox. Ea a avut o intervenție, mă rog, a făcut gastric sleeve pentru a slăbi și așa mai departe, pentru a scăpa de diabet. Și am mers cu mama la estetician. Nu mă vedeam vreodată în poziția aceea. Vai, deci a fost ceva bițic, așa îmi spune. Să nu par nu știu cum, să nu par nu știu ce. Și în mașină, ia uite-mă ce tânără sunt, ia uite-mă, speriat, toată mândră, n-am mai putut de dragul ei. Am simțit că a fost momentul nostru, mamă, fică, acum chiar ieri îmi scria, biții, mai mergem și noi, știi, vreau să-mi pun botox, acid hialuronic superb. Ce nu știți voi despre mine este că atunci când am terminat Bravo I Still, eram disperată să fac și eu niște bănuți să-mi pot cumpăra și eu un fart. Mă săturasem să le cer părinților, nu m-au lăsat să lucrez în timpul facultății, am făcut și masterul, eu am terminat facultatea de drept, după cum știți. Și ce să fac, ce să dreg? Terminasem Bravo I Still și umblam pe o anumită aplicație de pe telefon. Am văzut eu o pereche de dresuri foarte scumpe și am zis, drăguți, erau niște dresuri plasă cu perle. Măi, la momentul acela, eu sunt și foarte așa, am făcut eu o legătură și am zis, eu merg destul de des într-un centru comercial din București care este foarte cunoscut cu produse extrem de ieftine. Ei, m-am dus, am cumpărat dresuri, perle, le-am cusut la modul că coseam, eu am și probleme cu ochii, por lentile, coseam de săreau capacele de dimineață până seara la dresuri. Nu vă zic cu cât produceam mâna de lucru și așa, dar ideea e că am făcut câteva mii de euro din acele dresuri pe care le-am vândut timp de 3 luni până când am creat o adevărată isterie în România, în sensul în care foarte multe fete au început să facă, nu la fel de calitativ pentru că le lipeau cu lipici perlele pe dresuri, dar nu mi-e rușine să recunosc vreodată că am vândut dresuri ca să fac bani. Cristina, îți mulțumesc tare mult și să știi că te mai aștept. Vin!